24 de artiști locali din Pașcani și comunele apropiate și-au anunțat intenția de a participa la zilele municipiului Pașcani, ce vor avea loc în acest an, în perioada 7-9 iulie. Lista cu aceștia a fost discutată într-o nouă ședință a comisiei care organizează evenimentul, întrunită miercuri 17 mai de dimineață. Membrii comisiei au ajuns de comun acord ca să aprobe toate cererile, iar aceștia să asigure câte 2 ore de program în fiecare seară de spectacol, în deschidere, de la ora 18 și până la 20. Două ori pentru talentele locale. Ar veni de la ora 18 la ora 20. Ai 6 ore minimum pentru talentele locale pe 3 zile. Bun, deci îi luăm pe toți, da? Da. Cine pentru? Printre cei înscriși se află de la artiști consacrați deja în comunitate și nu numai, și până la copii talentați aflați la început de drum în această carieră. De exemplu, la sărbătoarea orașului ar urma să cânte interpretul de muzică populară Cristinel Iordăchioaia sau tânăra Riana Rusu, care a ajuns până în finală la Vocea României. Când aud hora cum cântă tamiridiridira și văd la joc lumii mult tamiridiridira, ei nu pot ține gura mult tamiridiridira. Momente de spectacol vor să facă și fanfara Trobadorii sau ansamblul de dansuri Rapsozii Siretului. Ce nu s-a hotărât în ședința de miercuri este timpul alocat pentru numărul de pe scenă pentru fiecare artist în parte, însă în medie să fie circa 3 melodii de fiecare și sumele care vor fi plătite pentru prestația lor. Aceste aspecte ar urma să fie clarificate în următoarea ședință a comisiei programată pe 24 mai.